Asociația Partida Romilor Pro-Europa Dâmbovița a organizat un eveniment ce a avut ca scop comemorarea genocidului romilor. Evenimentul a fost organizat în cinstea romilor uciși în timpul Holocaustului, dar și a supraviețuitorilor în urma acțiunilor antiumanitare, naziste și antoneștiene. Gazda evenimentului a fost președintele Asociației Partidei Romilor Pro-Europa Dâmbovița, Vasile Moise. Nu au lipsit nici invitații, viceprimarul municipiului Târgoviște, Carmen Holban, vicepreședintele Consiliului Județean Dâmbovița, Alexandru Oprea, George Coandă și alții. S-a ținut un moment de reculegere. Asociația Partida Romilor Pro Europa Dâmbovița a hotărât să organizeze evenimentul astăzi. Sperăm să adune în mijlocul ei cât mai multe persoane, două lege să parcurgă pentru câteva ore, câțiva pași cu trecutul aspru și dureros al genocidului, organizat în timpul celui de-al doilea război mondial. Au urmat alocuțiunile oficialităților și s-a vorbit despre istoria genocidului romilor din perioada interbelică. Mulțumesc pentru invitație organizatorilor evenimentului dedicat unei pagini a istoriei noastre naționale. Salut prezența în sala dumneavoastră, reprezentanței Asociației Partida Romilor Pro Europa. Manifestarea organizată astăzi s-a murit depend comemorarea genocidului romilor în memoria romilor uciși în timpul Holocaustului, readuce în istoria noastră și în mentalul colectiv evenimentele din perioada celui de-al doilea război mondial, când a început depărtarea forțată a populației de etnie romă din Basarabia și Bucovina în Transnistria. Și în județul nostru sunt locuri unde putem aduce un omagiu celor care au plătit cu viața, contribuind astfel la păstrarea patrimoniului moștenit de romii care au trăit și trăiesc în satele României, inclusiv în județul Dâmbovița. În urmă cu 72 de ani, peste 3.000 de cetățeni de etnie romă și-au pierdut viața în lagărul Auschwitz-Birkenau, în noaptea dintre 2 și 3 august 1944, și peste 12.000 de cetățeni de etnie romă, din cei 26.000 deportați în lagărele naziste, au murit în Transnistria, în împrejurări inumane. Este multă durere în istorie, în istoria spusă aici. Sunt foarte multe evenimente palpitante, trăiri importante și jale, cum dumneavoastră o cântați de fiecare dată în melodiile dumneavoastră. Dar momentul frumos al vieții este că ați ajuns din țările îndepărtate aici. Sigur că e dureros cum ați ajuns, dar ați ajuns cu oameni frumoși, cu oameni puternici care au muncit acest pământ, așa cum a spus dumneavoastră. Ați venit cu femei frumoase, cu cozile împletite și cu galbeni în cozi. Dacă nu i-au avut, i-au pus între timp. Iar femeile dumneavoastră au făcut multe victime în rândul domnilor. Da, ați creat copii frumoși, copii inteligenți, care acum sunt apreciați și, într-adevăr, ocupă locuri importante, iar noi îi apreciem pentru activitățile pe care le au în acest moment. Adică îi apreciem pe cei care sunt profesori, îi apreciem pe cei care sunt ingineri, apreciem femeile de valoare și toți oamenii de valoare din etnia dumneavoastră. Ce s-a întâmplat în al doilea război mondial, mai ales declanșat de Germania nazistă, ține într-adevăr de o orare a umanității. Desigur, putem să-i acuzăm pe germani de foarte multe păcate. Unul le aparține, trebuie să recunoaștem ca națiune. Poate că pentru ei este un surplus de mândrie. Sunt o rasă foarte orgolioasă. S-au considerat multă vreme arieni. Și aici apare un paradox. Considerându-se arieni, ei într-un fel, privind spre rădăcinile indo-europene ale Europei, înseamnă că erau de cu romi. Deodată mă simt străin în țara mea datorită mentalului colectiv la care făcea dumneavoastră, domnule profesor Coandă, referire. Mă simt străin și mai simt lanturile de mână și mai simt mentalul la colectiv care nu ne acceptă ca cei care am muncit pământul, care am avut grijă de boieri să aibă de toate, că boierul nu făcea nimic fără noi. El era cu familia lui și a lui, beau, mâncau și noi munceam. Despre ce vorbim? Deci noi am ținut țara
800 de ani, pământul ăsta, noi, țiganii ăștia, am muncit pământul ăsta. Dacă nu eram noi, nu aveați pământul ăsta fertil. Că nu avea ce să muncească, că erați foarte puțini boieri și câțiva oameni care nu munceau, erau liberi. Noi eram robi. L-aș contrazice puțin, că de-aia vreau să mă poziționez în antiteză, l-aș contrazice puțin pe domnul profesor, că spune, noi am plecat din India și noi suntem arieni, de fapt, dacă vă uitați la mine, am așa o formă. Nu, aveți dreptate. Noi suntem rasa ariană, uitați-vă la mine, cu ochi albaștri, înalt, frumos, elegant, daci. Pardon? Noi, an de an, la această comemorare, sărbătorim evenimentul ăsta, n-avem cum să uităm și conștiința noastră nu ne lasă niciodată să uităm acest eveniment, un eveniment tragic, care noi trebuie să-l transmitem an de an copiilor noștri, nepoților noștri, prin ce au trecut bătrânii noștri, neamul nostru și dacă noi uităm de acest eveniment, nu are cum să știe și ei și nu va avea cum să știe de acum acolo prin ce a trecut această minoritate romă. Stimați colegi, să-i mulțumesc domnului vicepreședinte pentru prezență, doamne viceprimar, domnului profesor, colegului meu, nu pot să mai zic un profesor, pentru colegul meu, dumneavoastră că sunteți prezenți, mas medii și colegilor de la presă, și dumneavoastră că sunteți prezenți. Nu a lăsat nici momentele artistice și un film documentar. Holocaustul împotriva romilor s-a petrecut în timpul celui de-al doilea război mondial, numărul de romi care au murit în lagările de exterminare naziste fiind estimat undeva la 500.000 de morți.